dimineața, dragi copii! Ce faceți? Ei bine, astăzi, dragilor, la mine a venit zâna vară și mi-a lăsat această cutie fermecată și această scrisoare. Vreți să aflăm ce scrie în această scrisoare? Ia s-o desfac. Bună ziua, grupa mică! Astăzi v-am pregătit o surpriză foarte mare. Am trecut în vizită pe la doamna voastră educatoare pentru că astăzi am nevoie, dragi copii, de ajutorul vostru. I-am lăsat doamnei o cutie fermecată. Nu o veți putea deschide doar dacă suflați. În cutie veți găsi o altă scrisoare de la mine și foarte multe surprize. Sunteți curioși să aflați ce trebuie să faceți pentru a mă ajuta? Ei bine, dragilor, ați auzit ce ne-a spus zâna vară. Va trebui să suflăm pentru a deschide cutia fermecată. Haideți să suflăm, da? Suflați și voi cu mine, bine? S-a deschis! Ia să vedem ce se află în această cutie. Am mai găsit o scrisoare. O fi tot de la zâna vară? Sunteți curioși să aflăm? Haideți să vedem ce scrie. Dragi copii din grupa mică, astăzi eu, zâna vară, am mare nevoie de ajutorul vostru, deoarece prietena mea, Buburuza, și-a pierdut bulinele. Ea are 3 ani, deci trebuie să aibă 3 buline negre pe aripile ei. Însă, eu am auzit că voi nu ați învățat încă numărul și cifra 3, așa că v-am pregătit o mulțime de materiale frumos colorate și interesante pentru a învăța numărul și cifra 3 și pentru a forma mulțimi cu câte 3 elemente. După ce ați învățat numărul și cifra 3, va trebui să rezolvați sarcinile de lucru de pe fișa lăsată de mine. Ca, la final, să-i pictați cele 3 buline negre prietenei mele Buburuza. Spor la treabă! Aștept cu mare nerăbdare filmulețele și pozele cu voi! Ei bine, dragilor, așa cum ne-a spus și zâna vară în scrisorile ei, ea ne-a pregătit foarte multe surprize. Și astăzi ne vom plimba împreună cu ea pe strada copilăriei. Observați o stradă! Câteva floricele, o casă, un soare care zâmbește și câțiva norișori. Ce se aude? Auziți și voi? Într-adevăr, dragi copii, sunt claxoanele unor mașini. Vreți să le numărăm să vedem câte mașini sunt? Haideți să le numărăm împreună. 1, 2, 3. În total sunt 3 mașini.
Dar acum ce se aude? Într-adevăr, dragi copii, sunt ciripitul unor păsărele. Ia să vedem, putem să numărăm câte păsărele sunt? 1, 2, 3. În total sunt 3 păsărele. Bun! Dar acum ce se aude? Se aud glasul unor copii. Ia să vedem câți copii se joacă. Haideți să-i numărăm. 1, 2, 3. În total sunt 3 copii. Putem oare forma mulțimi cu câte 3 elemente? Ia să vedem. Mulțimea mașinuțelor câte elemente are? 1, 2, 3. În total sunt 3 mașini, ceea ce înseamnă că mulțimea mașinuțelor este formată din 3 elemente. Ia să vedem mulțimea copiilor din câte elemente este alcătuită. Numărăm. 1, 2, 3. În total sunt 3 copii. Ceea ce înseamnă că mulțimea copiilor este alcătuită din 3 elemente. Dar mulțimea păsărelelor din câte elemente este oare alcătuită? Haideți să numărăm. 1, 2, 3. În total sunt 3 păsărele, ceea ce înseamnă că mulțimea păsărelelor este alcătuită din 3 elemente.